Deci, stimată audiență, cei cu prezență fizică și cei online, vă salut pe toți. Astăzi suntem aici pentru a audia teza de doctor a domnului Blonski. Deci, Consiliul Școlii Doctorale a Universității de Stat a adoptat următoarea componență a Comisiei de Doctorat. Gonța Maria, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, președintele Comisiei de Doctorat. Gladke Viorica, doctor în chimie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, conducător de doctorat. Duca Gheorghe, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician, Institutul de Chimie, conducător de doctorat. Covaliova Olga, doctor habilitat în chimie, cercetător științific coordonator, Institutul de Chimie, referent oficial. Romanciuc Lidia, doctor în chimie, cercetător științific superior, Institutul de Chimie, referent oficial. Zinkovskaya Inga, doctor în chimie, șef de sector, Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, orașul Dubna, Rusia, referent oficial. Bunduche Elena, doctor în chimie, conferențiar universitar USM, secretar științific al Comisiei de Doctorat. Deci astăzi, iată, aceasta este componența Comisiei de Doctorat. Astăzi suntem aici pentru ca să audiem teza de doctorat cu tema transformările fotochimice ale unor substanțe tiolice cu participarea acestora în procese de autopurificare chimică a apelor naturale, elaborate de domnul Blonski Vladislav, specialitatea 145.02, chimie ecologică a apei, pretendent la titlul de doctor în științe chimice. Deci, în comisie de doctorat sunt 7 membri, cum ați văzut. La ședință suntem aici cu prezență fizică 6. Suntem 6 membri și un membru, doamna Zinkovski, este conectată online. Bună ziua! Îndrumător la teza de doctorat, Bunduche Elena, doctor în chimie, conferențiar universitar, Isaac Buțu Tatiana, doctor în chimie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Moldova, Borodaev Ruslan, doctor în chimie, lector superior, Universitatea de Stat de Moldova. Conducător de doctorat, doamna Gladke Viorica, doctor în chimie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Moldova, Duca Gheorghe, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician, Institutul de Chimie. Iată, aceasta este informația cu privire la componența comisiei de doctorat, îndrumătorii și conducătorii. Deci acum vreau să-i ofer cuvântul secretarul Comisiei de Doctorat, doamna Bunduche Elena, doctor în chimie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat. Ea va trece în revistă acele documente care sunt prezentate în dosar. Prezintă actele
necesare, prevăzute de procedura operațională de publică și susținere publică a tezei de doctorat și procedura operațională de susținere publică a tezei de doctorat. Acest dosar include cerere de depunere a tezei de doctorat spre evaluare în numele rectorului școlii doctorale. La cerere au fost anexate extrasul de procesul verbal al Senatului privind aprobarea tezei de doctorat a conducătorilor științifici și a comisiei de îndrumare, adevenința privind realizarea programului de pregătire universitară avansată cu intrarea creditelor acumulate de către pretendent, lista lucrărilor științifice, notificarea privind predarea tezii de doctorat, declarație pe tocmai răspundere și rezoluția privind raportul de semnătudine semnat de lucrătorii de doctorat. Deci dosarul va include și dispoziția directorului școlii doctorale cu privire la evaluarea preliminară a tezii de doctorat în cadrul departamentului de profil. Drept urmare, fiind evaluată teza în departamentul de profil, deci a fost prezentat procesul verbal al acestei ședințe de departament. Procesul verbal a fost însoțit de întrebările și observațiile comisiei de îndrumare, trei care au fost confirmați, și a personalităților din domeniu, din afara școlii doctorale, trei personalități. Ca urmare, a fost eliberată vizul departamentului, acordul conducătorilor de doctorat și a membrilor comisiei de îndrumare, privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat, cerere de formare. Doctorandul a depus cerere de formare a comisiei de doctorat pentru susținerea publică a tezei pe numele directorului școlii doctorale. La aceasta a fost anexată prezentarea conducătorilor de doctorat privind propunerea componenții comisiei de doctorat, informații privind competențele profesionale ale fiecărui membru de comisie, acordul de participare în calitate de membru al comisiei de doctorat. A fost, deci dosarul conține la fel și extrasul din procesul verbal al ședinței Consiliului Științific al Universității de Stat Moldova cu privire la aprobarea componenței comisiei de doctorat. Procesul verbal se mai conține și procesul verbal al ședinței comisiei de doctorat, unde au fost verificate corecțiile și îmbunătățirile făcute în cadrul discuțiilor prealabile a tezii, fixată data și ora și locul susținerii, autorizat spre publicare rezumatul tezii de doctorat, stabilit de lista organizațiilor pe adresa cărora a fost expediat rezumatul tezii. A fost atașat la dosar și adeverința de depunere a tezii la Biblioteca Centrală a Universității de Stat Moldova, precum și confirmarea din partea Bibliotecii Naționale despre depunerea și în această bibliotecă a tezii de doctor. Lista instituțiilor de specialitate pe adresa cărora a fost expediat rezumatul tezii de doctorat. Drept urmare, dosarul mai conține și cererea studentului doctorant către ANACEC privind clasarea în acces deschis a tezii și a rezumatul acestei și înregistrării video a susținerii tezii. Deci la adresa tezii de doctorat au venit trei avize ale recenzenților, precum și două avize asupra tezii de doctorat. Din partea domnului Subotin, decanul Facultății Tehnologiei Alimentelor de la Universitatea Tehnică a Moldovei, și domnul Luca Gabriel, șef direcției a monitorului calității mediului, Agenția de Mediu. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Bunglichie! Dacă aveți întrebări la secretarul științific, are cineva întrebări? Totul e clar? Mulțumim! Și acum trecem la cea mai importantă și interesantă parte. Deci îi oferim cuvântul candidatului la titlul științific de doctor în științe chimice domnului Vladislav Blonski. El va prezenta rezultatele conform regulamentului de la 30 până la 40 de minute. Scuzați.
Материя cu ecosistemele vecine, caracterizate printr-un echilibru dinamic. Mediul ambient are o proprietate unică prin care își restabilește parțial sau integral compoziția chimică inițială numită capacitatea de autopurificare. Aceasta se clasifică în trei mari grupuri, sunt procesele fizice cu transfer de masă, transformările chimice și transformările biochimice. Studiile recente în domeniu denotă că starea biologică valoroasă a mediului este determinată de autopurificarea chimică și care se evaluează prin parametrul starea redox. Totalitatea proceselor pot fi rezumate la două funcții, cel al echivalenților oxidativ și echivalenților reducători, și pot fi interpretate ca procese dintr-un reactor chimic de tip deschis. Echivalenții oxidativi au fost studiați în detalii și s-a stabilit că anume peroxidul de hidrogen este responsabil de formarea stării biologic valoroase a apelor. În condiții normale, adică în lipsa poluării, starea mediului este oxidantă, caracterizată prin dominanța echivalenților oxidativi. Pe de altă parte, până în prezent nu se cunoaște exact care clasă de compuși reducători participă la formarea stării redox. O clasă de reducători prezenți în compoziția apelor naturale sunt compuși tiolici, care convențional pot fi divizați în două grupe, autohtoni și alohtoni. Astfel, scopul cercetării constă în evaluarea aportului substanțelor tiolice în procese de autopurificare chimică a sistemelor acvatice prin stabilirea unor legități de transformare fotochimică ale acestora. Sarcinile stabilite sunt următoarele. Sistematizarea rezultatelor cercetărilor privind locul și rolul tiolilor în mediul acvatic, stabilirea legităților de transformare fotochimică, redox catalitică și radicalică a cisteinei pe sisteme model. Monitoringul conținutului de compuși tiolici și a parametrilor hidrochimici în unele corpuri de apă din bazinul fluviului Nistru și deducerea unor corelații pentru aprecierea calității apelor prin parametrul starea redox. Efectuarea biotestelor cu utilizarea tiolilor autohtoni pentru stabilirea influenței acestora asupra activității biologice ale hidrobionților fotoautotrofi, pe exemplu cianobacteriilor. Și respectiv au fost formulate trei ipoteze de cercetare. Conform primei, una din clasele de reducători din compoziția apelor naturale, care nemijlocit participă la formarea stării redox, sunt compuși tiolici. 2. Tiolii participă în toate procesele de autopurificare grație reactivității sporite a grupei SH. Făcând o analogie cu procesele biochimice in vivo, unde aceștia îndeplinesc roluri de antioxidanți și reglează biodisponibilitatea metalelor grele, se presupune că tiolii vor îndeplini roluri similare și în mediul acvatic. Și a treia ipoteză, reieșind din compoziția chimică a apelor, care pot fi privite ca un reactor de tip deschis, se propune ca în baza parametrilor hidrochimici clasici se poate evalua conținutul de tioli exprimat prin conținutul glutationului.
Analiza compușilor tiolici este complexă și presupune utilizarea unui număr mare de metode, care pot fi clasificate în două grupuri, în analize efectuate în câmp și analize de laborator. Cele din urmă se clasifică în hidrochimice, adică parametri hidrochimici clasici și parametri cinetici, și studii pe sisteme model. Datele obținute ulterior sunt prelucrate statistic și în baza rezultatelor obținute se poate evalua impactul compușilor tiolici asupra proceselor ecochimice din apele naturale, precum și prognozarea evoluției stării ecologice. Două metode au fost adaptate. Prima, determinarea concentrației de grupări SH libere prin metoda Elman. Astfel a fost modificată soluția tampon utilizată și au fost eliminate un șir de interferențe. Și a doua metodă, determinarea capacității de inhibiție, a fost propusă o constantă în formula de calcul al acestui parametru. În urma prelucrării statistice a unui eșantion de date obținut în perioada anilor 2008-2017. Transformările fotochimice ale tiolilor au fost studiate pe exemplul cisteinii, modelând fotoliza directă, indusă și sensibilizată. În calitate de surse de iradiere au fost selectate trei lămpi. Lampa cu filtru monocromatic cu lungimea de undă 365 de nanometri pentru cercetarea legităților fotochimice ale cisteinii în condiții blânde. Lampa cu filtru monocromatic cu lungimea de undă 254 nanometri pentru cercetarea legităților în condiții rigide și respectiv lampa policromatică model DRT400, spectrul efectiv de emisie, a căreia cuprinde toate maximele de absorpție ale substratelor utilizate. Pentru lămpile cu filtre monocromatice a fost calculat randamentul cuantic în baza intensității luminii determinate experimental. S-a stabilit că cu creșterea concentrației substratului, valoarea randamentului cuantic la fel crește. Astfel, la concentrații mici ale cisteinii, randamentul este subunitar, probabil din cauza efectului Frank-Rabinovici. Iar la concentrații mari, randamentul este supraunitar, ceea ce indică asupra faptului că transformările cisteinii sunt complexe și doar prima etapă este fotochimică. Utilizând aparatul cineticii formale, au fost calculați parametrii cinetici ca viteza inițială de fotoliză, constanta efectivă de viteză și timpul de înjumătățire. Valorile constantelor de viteză sugerează că calitatea radiației emise determină intensitatea fotolizei. Astfel, cele mai mari valori sunt în cazul iradierii cu lampa policromatică. Așadar, timpul de înjumătățire poate furniza informație despre comportamentul compușilor tiolici în apele naturale. Ținând cont că starea normală a apelor naturale este oxidantă, caracterizată de prezența echivalenților oxidativi și a metalelor de tranziție, a fost modelată fotoliza indusă, utilizând pe post de inițiator peroxidul de hidrogen, iar de catalizatori ionii de metalelor de cupru și fier. Au fost calculați aceiași parametri cinetici și complementar au fost deduse ecuațiile cinetice. În baza valorilor ordinelor parțiale de reacție s-a stabilit că cisteina are rolul determinant asupra fotolizei. Așadar, reieșind din compoziția apelor naturale, compușii tiolici se vor supune predominant fotolizei induse. A fost propus un mecanism ipotetic de fotoliză a cisteinii în prezența peroxidului de hidrogen cu formarea acizilor sulfenic, sulfinic și sulfonic. Pentru a apropia și mai mult compoziția sistemelor modelate de cea a apelor naturale, au fost adăugați acizi humici pe post de sensibilizatori. Rezultatele parametrilor cinetici încă o dată au confirmat că calitatea radiației emisie este decisivă asupra intensității fotolizei. Astfel că cele mai mari valori ale constantelor de viteză s-au atestat la iradierea cu lampa policromatică. S-a depistat că fotoliza are loc doar la variația cisteinii în sistem. Iar odată cu creșterea gradului de complexitate a sistemelor modelate, constantele de viteză scad.
Acest fapt ar putea fi explicat prin comportamentul dual al acizilor humici, care pot fi nu doar sensibilizatori, dar și inițiatori și antioxidanți. În procesul de fotoliză, acizii humici pot genera următoarele specii reactive ale oxigenului prezentate. Mai mult ca atât, în prezența ionilor de fier, generarea radicalelor are loc după mecanismul fentului. Deci, aceste procese sunt mai evidente în apele naturale cu un conținut sporit de acizi humici, cum ar fi, de exemplu, râurile Prut sau râurile Mici. Ulterior, a fost stabilită influența cisteinei asupra proceselor redox catalitice prin cercetarea interacțiunii dintre cisteină și ionii de cupru, pentru care viteza de reacție se încadrează în ordinele 10^-6, 10^-8 molar pe secundă. Aceste valori pot fi explicate prin mecanismul de interacțiune a tiolilor cu ionii metalilor de tranziție propus în literatura de specialitate și prezentat pe slide. Pentru a confirma formarea compușilor complexi a fost utilizată metoda seriilor izomolare. Inițial a fost înregistrat spectrul de absorpție a amestecului de cisteină și ion de cupru. Astfel, compușii complexi cu cea mai stabilă compoziție corespund raportului molar ligand metal 1:1 și respectiv 2:1. Dat fiind că mediul este aerob, complexii formați pot interacționa cu oxigenul, formând compuși complexi cu transfer parțial de sarcină. Din literatura de specialitate se cunoaște că aceștia pot fi de două tipuri, peroxidazic și de tip superoxid. Specific, apelor naturale este formarea celor din urmă, din cauza că majoritatea liganzilor prezenți în compoziția apelor naturale sunt polidentați. Un specific pentru acești compuși este formarea complexilor binucleari legați prin puntea de oxigen, ceea ce permite reducerea tetraelectronică al oxigenului până la molecula de apă. Pentru a demonstra formarea complexilor de tip superoxid, a fost utilizată o metodă analitică de determinare a concentrației ionilor de cupru bivalent cu dietil ditilocarbamatul de sodiu. Astfel, a fost determinată concentrația ionilor de cupru până la amestecarea soluțiilor, deci rezultatele sunt prezentate în figura 6. Astfel, până la amestecarea soluțiilor, deci valoarea constituie 100%, apoi, imediat după amestecare, conținutul scade până la 7%, iar după un timp se observă creșterea concentrației ionilor de cupru bivalent până la 31%. Prin urmare, în prezența oxigenului, complexii formați sunt oxidați, iar metalul este regenerat la starea lui inițială. Acest mecanism este unul ciclic. Deci, reacția de complexare dintre ionii metalilor de tranziție și tiol poartă un caracter redox. A fost determinată capacitatea de inhibiție în prezența cisteinei prin modelarea următoarelor sisteme prezentate. Astfel, conform valorii parametrului capacitatea de inhibiție, apele cu un conținut de cisteină de ordinul 10^-6 molar corespund apelor puternic poluate. Totodată, s-a observat că cu creșterea concentrației tiolului, capacitatea de inhibiție scade în limita aceluiași ordin. Probabil din cauza că în sistem sunt generate și alte specii de radicali liberi. Așadar, procesele de autopurificare radicalică în prezența cisteinei sunt încetinite. Pentru extrapolarea legităților deduse în sistemele model la cele reale, a fost efectuat monitoringul conținutului compușilor tiolici în 3 sisteme lotice și 2 lentice, care fac parte din bazinul hidrografic al fluviului Nistru în perioada anilor 2015-2019. Probele de apă au fost prelevate sezonier cu o intensitate de 5-7 ori pe an din 7 prize de captare. Astfel, conținutul compușilor tiolici în toate prizele de captare a variat în limita ordinilor 10^-5, 10^-6 molar, cele mai mari concentrații atestându-se în afluenții fluviului Nistru, precum și în lacurile de acumulare Ghidighit și Dânceni, deci rezultatele prezentate în figura 10.
pentru eliminarea interferențelor provocate de acizii humici la determinarea optică a conținutului de grupe SH libere prin metoda Elman, probele au fost trecute prin filtru cu diametrul de 0,45 micrometri. Astfel, rezultatele au indicat o diminuare de 23,5% a valorilor inițiale. Deci rezultate prezentate în figura 11. De asemenea, a fost depistată o variație sezonieră a compușilor tiolici, astfel pe timp de vară s-au atestat concentrații maxime. Deci perioada în care activitatea hidrobionților este înaltă și respectiv concentrații scăzute în perioadele mai reci ale anului. Pentru evaluarea impactului tiolilor asupra calității apelor, atât în sistemele lotice cât și în cele lentice, au fost monitorizați și alți parametri ecochimici. Unii ce caracterizează starea termodinamică ai sistemului, cum sunt potențialul de oxidoreducere, parametrul RH, precum și unii parametri cinetici, ca conținutul de peroxid de hidrogen și concentrația staționară a radicalilor OH. Între acești parametri și conținutul de tiol au fost deduse corelații lineare. Astfel, corelații de la puternice până la foarte puternice au fost depistate 6, ce constituie 30%. Iar corelații moderate 4, adică 20%. De asemenea, a fost evaluată influența afluenților Răut și Ichel asupra fluviului Nistru. După conținutul de compuși tiolici, nu s-a depistat nicio influență, deci rezultatele pot fi urmărite în figurile 14 și 15. Însă, la analiza conținutului de tiol și a parametrilor cinetici, adică rezultate prezentate în figurile 16 și 17, se atestă o diminuare a conținutului de peroxid de hidrogen după vărsarea afluenților în fluviu. Prin urmare, anume parametrii cinetici permit estimarea adecvată a stării ecochimice a apelor naturale. Pentru sistemele lotice au fost deduse corelațiile lineare între aceiași parametri ecochimici monitorizați, corelațiile apropiate de perfecție în cazul apelor lacului Dânceni indică asupra stării ecochimice nefavorabile a acestor ape. Respectiv, autopurificarea biologică este încetinită, iar echivalenții oxidativi sunt consumați de către cei reducători. Un alt aspect al cercetării a constituit o stabilire a importanței tiolilor autohtoni în procesele biochimice ale hidrobionților. Având ca reper proprietățile biologice in vivo ale acestora. Astfel, studiul a fost efectuat pe trei direcții de cercetare. Studiu comparativ al reactivității acidului ascorbic și cisteinei, stabilirea toxicității tiolilor autohtoni asupra hidrobionților fotoautotrofi și dinamica diferitor forme de sulf în unele obiecte acvatice. Pentru a demonstra indirect că tiolii sunt reducătorii potriviți pentru eliminarea în mediul ambient, ca răspuns la acțiunea unor factori de risc, a fost utilizat aparatul cineticii formale și calculate constantele de viteze și timpul de înjumătățire ale fotolizei acidului ascorbic și cisteinii. Astfel, conform valorilor timpului de înjumătățire, acidul ascorbic degradează de 4,3 ori mai repede prin fotoliza directă și respectiv de 22 ori mai repede în cazul celei induse. A fost stabilită toxicitatea tiolilor autohtoni asupra hidrobionților fotoautotrofi ca reprezentant fiind aleasă spirulina sau cianobacteriile. Domeniile de concentrație ale tiolilor a fost aleasă ținând cont de valorile utilizate la modelarea sistemelor. Astfel, toxicitatea s-a stabilit pentru cisteină, aceasta inhibă procesele biochimice cu circa 55% la concentrația de 300 mg pe litru. Toxicitatea în prezența glutationului practic nu a fost depistată. Ținând cont de faptul că hidrobionții fotoautotrofi consumă cantități considerabile de compuși
cu sulf, a fost evaluată dinamica diferitor forme de sulf în unele obiecte acvatice și deduse corelațiile lineare între conținutul acestora. Astfel, pe timp de vară, cu creșterea conținutului de sulfați, se mărește și conținutul de tioli, perioadă în care activitatea biologică a sistemelor acvatice este maximală. În perioadele reci, corelațiile sunt negative, deci are loc descompunerea materiei organice. Prin urmare, procesele ciclice de trecere a sulfului în forme organice din minerale și invers denotă asupra faptului că tiolii ar putea participa nemijlocit în circuitul hidrochimic al sulfului. Reieșind din definiția chimiei ecologice, care spune că este o știință despre procesele ce determină compoziția și proprietățile chimice ale mediului ambient adecvat valorii biologice de habitare, au fost propuse două modele matematice în care s-au utilizat 5 variabile de control, ce formează, de fapt, compoziția chimică a apelor naturale, iar a șasea ca funcție a întregului sistem. Prin urmare, ecuațiile deduse denotă asupra faptului că rezultatele monitoringului macrocomponenților pot fi utilizate pentru evaluarea conținutului de compuși tiolici exprimat prin glutation. Cu permisiunea dumneavoastră, nu am să dau citire tuturor concluziilor, vreau doar să adaug 3 concluzii generale. Prima. A fost demonstrat că tiolii participă în toate procesele de autopurificare chimică și contribuie nemijlocit la formarea stării redox a apelor naturale în calitate de echivalenți reducători. 2. Conținutul de compuși tiolici împreună cu parametrii cinetici ca conținutul de peroxid de hidrogen și concentrația staționară a radicalilor OH poate fi utilizat pentru evaluarea stării redox a apelor. Și 3. Pentru prima dată au fost utilizate modele matematice pentru a prognoza la nivel cel puțin semi-cantitativ conținutul de compuși tiolici exprimat prin glutation în baza conținutului macrocomponenților apelor naturale. Respectiv au fost formulate următoarele recomandări practice. Prima, se propune de utilizat valorile timpului de înjumătățire pentru estimarea stabilității ecosistemelor acvatice la poluarea cu unii compuși tiolici și evaluarea intensității autopurificării chimice. 2. Se recomandă de a efectua monitoringul conținutului compușilor tiolici în apele naturale, rezultatele căruia pot fi utilizate pentru aprecierea indirect a stării redox a apelor. 3. Monitoringul sezonier al conținutului de compuși tiolici poate fi utilizat ca un indicator ecochimic de identificare a surselor de poluare a obiectelor acvatice, precum și tipul acestora, adică naturale sau antropice. Și 4. Modelele matematice pot fi utilizate la evaluarea conținutului compușilor tiolici în apele naturale în baza conținutului macrocomponenților acestora. Vă mulțumesc pentru atenție și vreau să mulțumesc tuturor care au contribuit la obținerea rezultatelor științifice, în special colectivul Departamentului Chimie Industrială și Ecologică, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, în special domnului academician Rudic Valeriu și doamna doctor Cepoi Liliana, pentru ajutorul indispensabil privind biotestarea tiolilor autohtoni. De asemenea, Centrului Federal de Cercetare în domeniul chimiei fizice Simeonov, Academiei de Știință a Federației Rusie, domnul profesor Travin Sergei, pentru obținerea modelelor matematice de pronostic a conținutului de tioli. Și în special vreau să mulțumesc conducătorilor științifici, domnul academician Gheorghe Duca și doamna doctor conferențiar Viorica Gloatche, pentru sprijinul constant acordat pe tot parcursul realizării tezei de doctor. De asemenea, vreau să menționez că în perioada enunțată au fost publicate 3 articole științifice în reviste și culegeri editate peste hotare, 5 articole în reviste și culegeri naționale și 7 rezumate la conferințe internaționale și naționale. De asemenea, am participat la expoziții internaționale, unde rezultatele cercetărilor au fost apreciate cu 3 medalii de aur, 3 medalii de argint, o medalie de bronz și o diplomă de excelență. Rezultatele obținute
au fost implementate, drept dovadă fiind actele de implementare încheiate între Universitatea de Stat din Moldova, Laboratorul de Cercetări Științifice, Chimie Ecologică și Tehnologii Chimice Moderne și administrațiile publice locale din trei raioane. Rezultatele țin de implementarea în domeniul agricol, la irigarea terenurilor, domeniul afacerilor mici, precum și a educației ecologice a tinerilor generații. Pe parcursul studiilor de doctorat am câștigat două burse și am fost membru al echipei de cercetare în cadrul a două proiecte științifice naționale. Stimată audiență, acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Că nu, nu am inclus nici ultimele publicații. De fapt, sunt mai multe deja în prezent. De ce? Sau pur și simplu cum era completat? Pur și simplu, da, era totul completat, da. Și nu am inclus. Încă o dată mulțumesc, domnul Blonski. Acum trecem la sesiune de întrebări și răspunsuri. Poftim, stimată audiență, cine are întrebări? Sau cei online? Deci, vă mulțumesc. Am intervenit cu unele modificări, dat fiind că în metodologia de bază sau originală se utilizează în calitate de soluții tampon, soluțiile tampon fosfat, deci alcătuite din dihidrogenul și respectiv hidrogenul fosfat de potasiu. Prin urmare, la utilizarea lor pentru cuantificarea grupelor SH din apele naturale, acolo unde în compoziția lor se regăsesc ionii metalilor grele, deci aceste săruri, de fapt, formează precipitate, ceea ce, nemijlocit, direct interferează la metoda optică. Din acest motiv, a fost substituită soluția tampon cu soluția tampon borax, deci care evită sau astfel am evitat formarea acestor precipitate la determinare. Două întrebări. Cum este direct? Atunci când ați prezentat sursele de ierbire, ați spus că ați folosit lampa 254 pentru a modela condiții rigide și lampa monocromată de 365 pentru a modela condiții fluide. Acum, dacă comparăm constantele vedeților, vedem că creșterea nu e atât de substanțială, 0,68, 0,55, da? 0,68 în cazul 254, 0,55 în cazul 254. Dar cum explicați? Chiar dacă condițiile, ați spus că sunt condiții rigide, totuși constantele de viteză nu au crescut semnificativ. Mulțumesc. Prima explicație cred eu că ar fi sau constă în puterea lămpilor. Deci sunt niște lămpi monocromatice, s-au utilizat două filtre, dar de fapt puterea acestor lămpi este mai mică chiar comparativ cu, de exemplu, a lămpii policromatice. 1. 2. În sistemele modelate, deci au fost utilizate și alte substrate, cum ar fi peroxidul de hidrogen, ionii metalilor de tranziție separat, ionii de cupru, fier, precum și acizii humici, care, deci în cazul iradierii cu una din aceste lămpi, poate coincide spectrul lor de absorbție cu spectrul sau cu lungimea de undă de emisie a lămpii, cum este, de fapt, cazul coinciderii spectrului unui maxim al acizilor humici cu 365 nanometri, deci cu cel de emisie. Mulțumim, doamna Mărâche. Am și o întrebare, dacă poate. Da, vă rog. Deci, dacă scoate, avea o cinci să
acestea. Deci, iată, ne uită aici la 254 filtrul monochromatic, lampă, filtrul monochromatic, cu leandă 254 monometri. Deci, când aveți fotoliza directă, constanta e 0,8, 10 la minus 4. Când aveți fotoliza indusă, în prezența peroxidului și influența cuprului, constanta e 2,4, 10 la minus 4 secunde minus 1. Iar în cazul ferului, ea este mult mai mică. Poate ne părut asta, da? Deci, care este, din ce cauză? Deci, în prezența ferului, această constantă se micșorează atât de mult și este aproape egală cu constanta de viteză pentru sistemul cu cisteină la fotoliză directă. Vă mulțumesc. Deci, aici primul este fotoliza indusă, doar că sistemul este necatalitic. Deci, cu peroxid de hidrogen. Și da, fotoliza indusă, da. Da. Și ca răspuns sau ca argument, deci ar fi că, în primul rând, pH-ul sistemelor modelate nu a fost ajustat, deci s-a lucrat cu pH-ul care creează, de fapt, substratele acestor sisteme pentru a modela o eventuală poluare cu astfel de substanțe, 1. Și 2, la aceste valori ale pH-ului, care sunt apropiate de neutre, ionii de fier, practic, nu se află în stare omogenă, în stare de ioni. Prin urmare, activitatea lor catalitică este cu mult mai mică decât activitatea, de exemplu, a ionilor de cupru, care la valorile acestui pH se află în stare omogenă și, respectiv, reieșind din valoarea constantei de viteză, deci s-a observat, s-a dedus că posedă o activitate catalitică mult mai pronunțată. Dar aici are acest formare în complexul? Da, desigur. Și... Deci complexul fierul nu este deci, utilizat pentru formare complexului. Deci, din literatura de specialitate se cunoaște că compușii tiolici formează compuși complexi cu mai multe metale de tranziție, inclusiv cu ionii de fier. Doar că, deci, sunt de acord că concomitent cu decurgerea fotolizei au loc și reacții redox catalitice, deci de complexare, doar că complexează, deci, atât ionii de fier și de cupru, dar suplimentar ionii de cupru posedă și activitatea catalitică de generare a radicalilor, pe când ionii de fier la acest pH, deci, nu posedă anume această activitate. Mulțumesc. Când am citit disertația, mi-a mai scris aici o întrebare. Deci, sistemele care cu participarea acestor cumici, în prezență de peroxid, și metalele cu valență variabilă, constanta se micșorează comparativ cu cisteină, acizi humici, peroxid și raze UV. Dar pe de altă parte se constată că acizii humici formează complex cu ionii ferului trivalent și se generează peroxid de hidrogen. În ce constă? Vă mulțumesc. Deci, într-adevăr, există mai multe studii destul de ample și controversate în privința acizilor humici. Mă refer la procesele fotochimice. Deci, în cazul în care în sistem lipsesc componente ca inițiatori, cum ar fi, de exemplu, peroxidul de hidrogen sau catalizatorii ionii metalelor grele, atunci acizii humici se comportă preponderent ca fotosensibilizatori. Adică rolul lor se rezumă la captarea radiației și transmiterea prin ciocnire substratului sau, dacă este un mediu aerob, oxidantului. Însă, în cazul în care în sistem se adaugă, deci se complexează cu inițiatori, catalizatori, atunci aceștia își schimbă comportamentul chimic și nu mai sunt deja fotosensibilizatori, dar preiau parțial și capacități de antioxidant sau, în unele cazuri, chiar și inițiatori de radicali. Deci, funcție de substratul sau specia care se găsește în sistem. Mulțumesc mult! Încă întrebări? Mulțumesc! Cine are întrebări? Poftim? Da? Doamna Cumărăva, poftim? Spune-mi, eu am întrebare de natură mai generală. Ar fi interesant
știu. Dumneavoastră ați studiat în detalii apele de suprafață, apele dulce, conținutul substanțelor tiolice în aceste ape, dar în comparație poate cu apele studiate de dumneavoastră, în apele subterane, în apele arteziene, sunt anumite cantități de substanțe tiolice și în ce cantități ele sunt? Vă mulțumesc. Da, deci în literatura de specialitate se întâlnesc date referitor la diferite surse sau tipuri de apă. De exemplu, în apele marine, deci cu mineralizare mare, se cunoaște că conținutul de compuși tiolici este cu mult mai mic comparativ cu apele dulce, da, cu mineralizare mică. Astfel, deci, în apele mărilor și oceanilor, conținutul de compuși tiolici de obicei variază de la 10-12 până la 10-7-8 molar. În apele subterane, deci, nu am găsit surse, dar din cunoștințe, pot să afirm că, dat fiind că compușii sunt într-o stare reducătoare, deci sunt compuși reducători, nu se exclude că funcție de anumite condiții ar putea fi prezenți. Dar de obicei în compoziția apelor subterane, deci se regăsește hidrogen sulfurat, care este un produs terminal al reducerii compușilor cu sulf. Mulțumesc! Mulțumim! Încă întrebări? Doamna Rămăciuc, da. Eu cu privire la aplicarea metodelor matematice. Dumneavoastră ați folosit 5 parametri hidrochimici tradiționale pentru deducere cu aplicație, nu știu de ce am înținut cu tiologi. Spuneți-vă rog, de ce ați reflat în unii logitatea, acestea care sunt indicate în lucrarea dumneavoastră? De ce anume acestea? Și de ce nu ați luat un spectru mai larg, la puțin mai credibil sau? Da, credibil sau calitativ. Vă mulțumesc! Deci, există unele studii care indică asupra unei corelații sau legături între conținutul macrocomponenților și conținutul de compuși tiolici. De ce au fost selectați anume acești parametri hidrochimici clasici, deci mergând pe rând, prima, duritatea, care este alcătuită din sărurile ionilor de calciu și magneziu. Deci, la fel, există studii că, de presupunere că există totuși o corelație între conținutul ionilor de calciu în special și conținutul de compuși tiolici. La fel și magneziu, după care un alt conținut este concentrația conținutului ionilor de sulfați. Deci, după cum am realizat și personalul cercetare între formele compușilor cu sulf, deci am arătat că unele organisme sau hidrobionți utilizează diferite forme, deci de fapt convertesc acest sulf, de aceea în special forma de sulfat ion. După care un alt parametru este conținutul de fosfați, deci fosforul fiind un element biogen, evident că participă nemijlocit în procesele biochimice. Și parcă este enumerat. Și mineralizarea, cer scuze, da. Mineralizarea, de fapt, nu este altceva decât suma tuturor acestor ioni și aici, poate, parțial și-ar fi răspunsul. Deci, utilizând acest parametru, de fapt, am utilizat mai mulți parametri hidrochimici, deci, de fapt, care îi însumează pe toți. Asta ar fi explicația. Eu am avut atunci la început, eu nu s-au auzit că dumneavoastră, dinainte dumneavoastră am dat întrebare și eu am o violență pentru Vlad și pentru toți care astăzi îl audiază, ca să ții cont de ce e că după ce el a discutat teza în departament, a trecut timp, după ce teza a fost examinată la școala doctorală, apoi mai departe la
Europeană de Aur, la Salonul deci Internațional, la Târgul Internațional de Idei Practice și Inovații din Iași. În parte aceasta eu reușit și articolul. Și de ce eu, ca conducător, vreau mentor, doamna doctor Provenția Gladiș, deci vă propun ca să luați în considerație aceste rezultate care s-au primit în această perioadă. Cât el a pregătit teza pentru și formalitatea pregătirii tezei pentru succes. Mulțumesc. Așa. Gata? Nu mai avem întrebări. Participanții online nu doresc. Da, poftim, domnul Bulimestru. Nu cer scuze, pot eu scoate acces? Vreți să scoate acces? Pentru întrebare. Răspunsul, deci, constă în următorul. Dat fiind că în procesele biochimice in vivo, acidul ascorbic, de fapt, este principalul antioxidant utilizat în diferite procese redox, a fost decis de a studia sau evalua reactivitatea lor prin comparații. Deci, de ce? Deoarece în unele surse din literatură, deci se indică că anume compuși etiolici ar putea fi acei care sunt eliminați, intenționați de către organismele acvatice în mediul ambient. Astfel, prin acest studiu, deci am demonstrat de fapt că anume compuși etiolici, pe exemplu cisteinii, sunt acei reducători tocmai potriviți pentru eliminarea intenționată de către hidrobionți. Și nu este, deci, același acid ascorbic care este un antioxidant mai puternic, mult mai puternic decât compuși etiolici, dar care în mediu, deci, de fapt, se descompune în 2 minute, deci, circa 50% la o sau în cadrul fotolizei induse catalitice. S-O4 invers, aveți un mecanism interesant ca să treacă S-O4 care sunt ioni anorganice, etiolici, care virevul e legat de un fragment organic, cam care ar fi mecanismul transformării lor acestea? Care este mecanismul de transformare? S-O4 în etiolici și ioni anorganice. Etiolici și invers, ați spus. Și invers. Vă mulțumesc. Deci, după cum am indicat, trecerea respectivă din formă minerală în organică nu este altceva decât rezultatul proceselor biochimice de convertire de către organismele acvatice autotrofe. Iar invers, deci în urma atâta proceselor iarăși biochimice de descompunere a materiei organice, cât și în urma proceselor chimice și în special acelor redox catalitice sau radicalice, deci are loc oxidarea grupei SH într-un grad de oxidare mai mare al sulfurilor. Mulțumim. Da, proces biochimic, îmi cer scuze, sau enzimatic, deci sub acțiunea fermenților. Mulțumim pentru întrebare. Încă cine din cei participanți online, fiind aici, s-au epuizat întrebările? Dacă mai are cineva întrebări? Doamna Miriuță, poftim! Doamna Miriuță, ne auziți? Doamna Miriuță? Nu se aude. Așa.
aștepte. Doamna Miruță, ne auziți? Răspundeți, vă rog. Nu răspunde. S-a răzgândit. Bine. Dacă nu are nimeni întrebări, atunci îi mulțumim domnului Blonski și îl rugăm să ia loc. Vă mulțumesc. Și trecem mai departe. Așa, deci următoarea etapă, invităm secretarul științific, doamna doctor conferențiar, Bunduchi Elena, pentru ca să prezinte avizele care au venit asupra, care au venit avizele asupra tezei de doctor, întrebări, comentarii, dacă sunt în avize, și să prezinte obiectivele și sugestiile expuse la ședința de evaluare preventivă. Stimați membri comisiei de doctorat, stimată audiență virtuală, pe lângă cele trei recenzii venite de la experții referenți, pe adresa sau în adresa tezii elaborată de domnul Blonski, au parvenit, cum am menționat mai devreme, o recenzie de la domnul Subotin, decan al Facultății Tehnologiei Alimentelor, dar doctor în chimie, care a făcut doctoratul obținând la specialitate 1100, 11 protecția mediului ambient. Astfel, dânsul în avizul prezentat menționează: starea ecologică a mediului ambient este un domeniu prioritar al secolului 21, drept urmare, lucrarea elaborată este actuală. Menționează conținutul lucrării, volumul enorm al lucrării, cele 6 capitole, care scot în evidență un studiu amplu realizat de către autor. La fel, menționează publicațiile științifice ale autorului, precum, adică aprobarea acestora la diferite foruri științifice și respectiv în articole științifice naționale și internaționale. La fel, dânsul scoate în evidență și medaliile care au fost luate de către autorul tezii, cadrul saloanelor de inventică, precum și bursa pe care, cele două burse pe care le-a avut autorul tezii de doctorat. Și ca concluzie a domnului Subotin, deci avizului prezentat de dânsul, apreciază că teza de doctorat corespunde nivelului exigențelor impuse pentru o lucrare de acest gen, pentru care consider că autorul merită pe bază să se, deci autorul merită să îi se acorde titlul științific de doctor în științe chimice. Al doilea aviz a venit de la domnul Gâlcă Gavril, șef al Direcției Monitoringul Calității Mediului, Agenției de Mediu, deci de la un practician în domeniu, și prin avizul pe care l-a prezentat, se vede că dânsul a remarcat în special aspectul practic al lucrării și scoate în evidență că, într-adevăr, documentându-se cu lucrarea, este de acord că autorul că parametrii hidrochimici clasici nu reflectă starea ecologică reală a ecosistemelor acvatici, de aceea și lucrarea realizată este actuală și contribuie la evaluarea proceselor de autopurificare a apelor naturale. Remarcă și faptul că autorul a realizat un studiu complex utilizând concret 13 metode de cercetare. Are deprinderi practice foarte bune, fiindcă a realizat atât experiențe în condiții de laborator, cât și pe sisteme model. Menționează și faptul că monitoringul expus în cadrul lucrării a cuprins 5 corpuri de apă în decursul a 5 ani. Relevă și lucrările științifice, relevă la fel și medaliile obținute de către autor la saloanele de inventică. Și, ca și precedentul expert, consideră că
Domnul Vladislav Blonski merită să-i se acorde titlul științific de doctor în științe chimice. Niciunul dintre experți nu a venit cu obiecții sau sugestii suplimentare. Iar cu referire la sugestiile și obiecțiile care au fost în ședința de evaluare a tezii în cadrul ședinței de departament, probabil că domnul Blonski o să meargă în paralel cu expunerea obiecțiilor și răspunsul pe care l-a dat la respectiva obiecție. Deci o să se referim cuvântul domnului Blonski. Da. Deci domnul Blonski poftim cu privire la obiecțiile și sugestiile expuse la expunerea preliminară. Vă mulțumesc. Deci am să dau citire recomandărilor Comisiei de Îndrumare, precum și a unor personalități din domeniu și respectiv corecțiile efectuate. Primul membru al Comisiei de Îndrumare, doamna doctor conferențiar universitar Bunduchi Elena. Deci, după cum s-a convenit, citesc sau dau citire observație, precum și a notei sau a corecției. Prima, deci, în capitolul 2, de înscris cu aceeași exactitate volumelor substanțelor din 3 tabele, 2.5, 2.7, 2.8. Ca notă, deci, tabelele au fost eliminate din conținutul tezei. Ulterior, de revizuit denumirea unui subcapitol, deoarece optimizarea și validarea unei metode de analiză este un proces mult mai complex, iar conținutul prezentat reflectă calcularea mediei unei serii și a limitelor de siguranță. La fel, deci, este nevoie de adaptat și textul pentru conținutul capitolului 2, deoarece în varianta prezentată este mai degrabă un conținut pentru capitole cu rezultate originale. Deci, ce s-a făcut? Termenul validarea nu este utilizat în conținutul tezei, iar optimizarea a fost substituit cu termenul adaptare. Cercetarea, deci, presupune aplicarea unui șir de metode, unele din ele au fost adaptate și condițiilor experimentului. Astfel, a fost decis de a include toate aceste metodici, chiar și modificate, în conținutul capitolului 2. Ulterior, în capitolul 3, de completat curbele cinetice cu parametrii fizico-chimici, așa cum s-a respectat în conținutul capitolului 4. Respectiv, ce s-a făcut? Deci, corectarea a fost efectuată, au fost adăugate valorile parametrilor fizico-chimici la dependențele grafice din capitolul 3. Tot la acest capitol, de detaliat rezultatele obținute pentru diferite surse de iradiere, făcând apel la radiațiile emise de aceste surse și spectrul de absorbție al substratului. Deci, informația despre spectrele de emisie ale surselor de iradiere sunt prezentate în capitolul 2.2.1, iar spectrul de absorbție al substratului este prezentat nemijlocit la începutul capitolului 3, în figura 3.1. La capitolul 5, de prezentat rezultatele numerice din tabelele capitolului cu cifre semnificative. Deci, corectarea a fost efectuată, astfel în trei tabele, valorile parametrului potențialului de oxidoreducere, adică EH, au fost modificate din unitatea de măsură volt în milivolt. Urmează observațiile făcute de membru al Comisiei de Îndrumare, doamna doctor conferențiar universitar Isaac Guțul Tatiana. Deci, în adnotare, în limba rusă, nu este corectă exprimarea disertația по химическим наукам, mai corect, deci, ar fi в области химии sau в области химических наук, corecția a fost efectuată. Pagina 27, deci, este incorrect scrisă ecuația 1.17, care reprezintă ecuația diferențială a lui Arrhenius, deci, corectarea a fost efectuată. De asemenea, deci, o observație similară, că cum descris corect ordinul parametrilor din tabelul 2.5, explicația că tabelul a fost eliminat din conținutul tezii. Ulterior, pagina 68, nu este indicată valoarea pH-ului și lungimea de undă, altfel spus, este aceeași observație, deci că nu sunt specificați parametri fizico-chimici în studiul cinetic. Corectarea a fost efectuată, am anunțat anterior.
Pagina 69, deci forma curdelor cinetice, denotă că cistina se supune fotolizei foarte slab. Această legitate, într-adevăr, este enunțată, inclusiv și în capitolul 4, prin compararea fotolizei și a proceselor redox de transformare a cistinei. Următoare, dacă reacția deci este pseudo-monomoleculară, atunci dependența trebuie să fie lineară. Această corectare a fost efectuată. 7. Multe curbe sunt lineare după un anumit timp și partea dreaptă a curbelor nu este informativă. În schimb, în primele minute, când decurge fotoliza, sunt prea puține puncte, dar acestea, de fapt, sunt importante în determinarea vitezei inițiale. Explicația. Intervalul de timp al curbelor cinetice din capitolul 4 a fost intenționat selectat în modul în care sunt prezentate pentru a arăta creșterea concentrației grupelor SH, ceea ce indică despre distrugerea celor complexi instabili formați în raport de 2:1. Vitezele inițiale, într-adevăr, au fost calculate utilizând primele puncte, adică prin metoda diferențială sau metoda tangentelor. Pagina 76, în mecanismul prezentat, lipsesc reacțiile cu ionii de cupru bivalent și fier trivalent. Lipsesc din motiv că mecanismul ipotetic prezentat reprezintă oxidarea cistinii de către radicalii OH generați la fotoliza peroxidului de hidrogen pentru sistemele necatalitice. Nu este clar dacă ionii metalilor complexează cu substratul utilizat, la fel pH-ul în toate sistemele, dacă a fost același și nu s-a identificat în ce mod viteza procesului depinde de valoarea pH-ului. Mecanismul complexării este demonstrat în literatura de specialitate, în lucrare sunt prezentate sursele bibliografice, la fel în literatură sunt date referitor la influența pH-ului asupra intensității proceselor de fotoliză. pH-ul sistemelor nu a fost ajustat, deci pentru a simula situația poluării cu substanțe de natură proteică. Nu este clar dacă au fost detectați produșii intermediari și finali al reacției în fiecare sistem examinat. Produșii intermediari nu au fost detectați, cinetica proceselor a fost urmărită după concentrația grupelor SH și a concentrației ionilor de cupru bivalent, adică după reactanți. Urmează observațiile făcute de membru Comisiei de Îndrumare, doctor, lector universitar, domnul Borodaev Ruslan. Stilul de prezentare al materialului tezei de doctor trebuie să fie mai discutabil, reflectând diferite puncte de vedere științifice asupra problemei dezvoltate. Metodologia prezentată în introducere a fost suplinită cu lucrări ai specialiștilor cu renume în domeniu, cum ar fi, de exemplu, Sinelnikov. În paragraful cu metode de cercetare este necesar de adăugat informații despre metoda de cercetare și corelația aplicată, precum și informații despre programe care vă permit să calculați concentrația tioilor. Corectarea a fost efectuată, deci a fost adăugată în anexele manuscrisului, tabelul unde sunt indicate toate corelațiile lineare statistice, funcție de valoarea calculată. Programele cu ajutorul cărora au fost obținute modelele matematice sunt licențiate, deci cercetarea a fost efectuată în parteneriat cu Centrul Federal de Cercetare în domeniul chimiei fizice. În cercetările bibliografice este mai bine să înlocuiți informațiile privind legile fotochimiei cu lucrări științifice originale care stabilesc randamentul cuantic al substanțelor studiate. În lista bibliografică a tezii sunt prezentate lucrări științifice originale în care s-a determinat randamentul cuantic al unor compuși tiolici. Următoarea, nu este corectă expresia lampă monocromatică cu lungimea de undă, dar invers, deci lampă cu filtru monocromatic cu lungimea de undă. Această corectare a fost efectuată. Urmează observații și recomandări a unor personalități în domeniu în afara școlii doctorale, deci doamna doctor habilitat, cercetător științific coordonator Covaliova Olga. În capitolul 1, deci nu este necesară includerea și citarea unor date triviale bine cunoscute privind molecula, proprietățile și stările apei. Textul a fost parafrazat, sursele au fost incluse, deci pentru a evita depistarea plagiatului. Deci doar din considerentul ăsta. 2.
Nu sunt sigură dacă este necesar prezentarea în detalii a reagenților chimici utilizați, precum și a echipamentului auxiliar, cum ar fi. Echipamentul, vesela chimică, au fost excluse din textul tezei, iar lista reagenților a fost scurtată. La fel, descrierea detaliată a procesului de preparare a soluțiilor, descrierea procesului de construire a curbelor de calibrare, deci nu este necesară, precum și descrierea detaliată a determinării unor componenți din soluție prezentată la paginile 60-62. Deci modul de lucru a fost eliminat din textul tezei. Urmează observațiile și recomandările doamnei doctor, cercetător științific superior Romanciuc Lidia. Nu este clar evidențiată aplicarea practică a rezultatelor cercetării și recomandărilor propuse. Corectarea a fost efectuată, deci în concluzie a fost adăugat separat recomandările practice ale rezultatelor obținute. Ulterior, observațiile doamnei doctor, șef de sector, Zinkovskaya Inga. Prima, în figurile 3.7.3.13 propun ca concentrațiile metalelor acestine indicate sub axa X fie plasate în partea de sus a graficilor, deci explicația că elementele grafice au fost întocmite conform ghidului de redactare a tezei de doctor habilitat, aprobat de către ANACEC prin procesul verbal corespunzător. Următoarea, sunt indicate prea multe Următoarele recomandări și observații sunt din partea doamnei doctor habilitat, profesor universitar Gonța Maria. Sunt indicate prea multe subcapitole în capitolul 2. Corectarea a fost efectuată. Consider că sunt prea multe capitole pentru o teză de doctor. Deci, reieșind din specificul domeniului, am considerat că 6 capitole este un număr optimal pentru prezenta cercetare. Sinteza capitolilor este prea desfășurată și trebuie de redus volumul acestora. Corectarea a fost efectuată. Consider că trebuie de eliminat aparatajul și vesela utilizată, deci este observație făcută și de alte personalități în domeniu, corectarea a fost efectuată. Din denumirile figurilor ce reflectă dependențele grafice, trebuie de eliminat termenul constant, deci la fel corectarea a fost efectuată. Trebuie de redus numărul concluziilor de la 15 inițial, deoarece sunt prea multe. Corectarea la fel a fost efectuată. Și ultima, lista bibliografică trebuie suplinită cu surse bibliografice actuale din domeniu. Deci considerăm inoportun, dat fiind că lista bibliografică conține 55 de surse publicate în ultimii 5 ani. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Trecem la următoarea etapă. Deci acum o să oferim cuvântul referenților oficiali. Și primul referent oficial este doamna Covaliova Olga, doctor habilitat Vă mulțumesc. Cu privire la teza domnului Vlonski Vladislav, vreau să menționez următoarele. Teza de doctor se referă la domeniul chimiei ecologice a apelor naturale și este dedicată cercetării aportului substanțelor teolice în procesele de autopurificare chimică a bazinelor acvatice naturale. Această lucrare reprezintă rezultatul cercetărilor privind legitățile de transformare fotochimică, redox și radicalică a compușilor teolici în sisteme model, monitoringul conținutului acestora și a parametrilor hidrochimici în corpurile de apă din bazinul hidrografic al fluviului Nistru, influența lor asupra activității biologice ale hidrobionților. Teza de doctor conține toate părțile componente clasice, materialul este expus în 6 capitole de bază, precum și în concluzii și recomandări finale.
База теоретика о тезі. Тема Черчетері пропусис пресус цинере конститує уне екстрем де актуале ши импортанте пентру цара ностре, пекум ши пентру алти регион дин луми, деуаричи компоненци кимич але апелор натурали, детермине калитатя ачестора ши посибилитецели де утилизати пентру диферите скопури, прикум ши индика бонустария медиоле акватик пентру хидробионци ши екосистему ин интриджиме. Este cunoscut faptul că autopurificarea naturală reprezintă un proces important de reducere a poluării și păstrării calității apei. Abordarea utilizată... Acolo, da? Abordarea utilizată în lucrarea date se bazează pe presupunerea că substanțele etiolice pot participa nemijlocit la formarea stării redox a apelor naturale și rolul lor nu se rezume doar la produsul a proceselor de descompunere a materiei organice. O altă presupunere importantă implică că compușii etiolici participă în toate procesele de autopurificare datorită reactivității sporite a grupii SH. În procesele biochimice in vivo, unde aceștia îndeplinesc rolul de antioxidanți, ei reglează biodisponibilitatea metalelor grele. De aceea, în lucrarea dată, se presupune că etiolii pot îndeplini roluri similare și în mediul acvatic. Inovația și originalitatea științifică. Pentru a realiza obiectivele propuse, au fost cercetate transformările fotochimice ale cisteinii și influența acesteia asupra stării redox a apelor. De asemenea, a fost efectuată extrapolarea legităților pe sisteme model la sisteme reale, având ca reper baza de date obținută în urma efectuării monitoringului lui compușelor teolici în ape de suprafață în perioada de 5 ani. Pentru a demonstra că teolii sunt unii din principalii echivalenți reducători în apele naturale și totodată pentru a demonstra a prezice fluxurile de teoli au fost elaborate două modele matematice în baza a 5 parametri hidrochimici monitorizați. Valoarea practică a cercetării. Din punct de vedere teoretic, au fost suplinite cunoștințele despre chimismul proceselor de autopurificare. Abordarea multidisciplinară privind proprietățile și rolul teolilor în sisteme ecologice și în cele biologice a permis explicarea rolului teolilor autohtoni în procesele care determină starea redox valoroasă a sistemelor acvatice. Valoarea practică sau aplicativă a tezei constă în posibilitatea de a folosi rezultatele obținute în studiul ecochimic al apelor naturale de suprafață și posibilitatea de pestării poluării cu substanțele biodegradabile de natură proteică. Menționăm că teza tezei de doctorat a domnului Blonski Vladislav este actuală, bine aleasă și bine justificată și autorul tezei, în caz de susținere reușită, cum putem vedea chiar acum, astăzi, merită obținerea, conferirea gradului științific corespunzător. Calitatea metodologică a cercetării. Obiectivul propus de autor constă în evaluarea aportului teolilor în procesele de autopurificare chimică a sistemelor acvatice naturale. Pentru a realiza scopul cercetării, autorul a analizat informația privind domeniul chimiei ecologice și hidrochimiei privind descrierea clasică a compoziției chimice a apelor naturale și a proprietăților ecochimice care contribuie la formarea acestuia. În calitate de bază teoretică-științifică,
pentru actuala lucrare s-au folosit rezultatele cercetărilor științifice în domeniul chimiei ecologice și chimiei fizice, publicate în monografiile savanților cunoscuți în domeniul dat. Prin urmare, prezentul studiu a fost utilizate 13 metode de cercetare, două dintre care au fost adaptate condițiilor experimentului în cauză. Teza este bine structurată, în mod corect și logic, conținând introducere, 6 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie, 9 anexe, 117 de pagini de text de bază, 65 de figuri, 24 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice. Asigurare bibliografică. Autorul a folosit un material bibliografic relevant, dintre care aproape 50% sunt publicațiile din ultimii 10 ani. Referințele și citirile din textul lucrării în linie generale corespund cerințelor regulamentare. Conținutul lucrării analizate de plin corespunde cu tema de cercetare, cu publicațiile autorului și cu autoreferatul tezei de doctorat. Obiecțiile expuse anterior au fost luate în considerație de către doctorantul. Cu toate că lucrarea examinată se apreciază că foarte bune, conținând rezultatele și concluziile originale și ample, totuși rămân anumite întrebări. Care alte substanțe teolice de diferită proveniență mai pot fi prezente în apele naturale, în afară de substanțele selectate pentru studiul dat? Ce măsuri practice pot fi propuse pentru a diminua conținutul acestor substanțe în rezervoarele de apă naturale? Care alte procese, în afară proceselor fotocatalitice, proceselor redox catalitice și cele biochimice, în apele naturale pot provoca degradarea sau descompunerea substanțelor teolice? Aceste întrebări, totodată, nu sunt de valoare să reducă, de natură să reducă valoarea științifică a tezei de doctorat, și lucrarea propusă are structurare echilibrată, un stil științific fluent și adecvat. Lucrarea reprezintă un studiu cuprinzător, multilateral, a proceselor chimice și biochimice, cu participarea teolilor. Teza reprezintă o cercetare complexă bazată pe studii științifice proprii, care sunt reușit comparate cu datele retrospective. Apreciez că teza de doctorat corespunde nivelului exigențelor impuse pentru o lucrare de acest gen. Drept urmare, susțin prezentarea lucrării la ședință și la această fază consider că teza de doctorat merită atribuirea calitativului excelent, iar autorul, domnul Vladislav Blonski, merită conferirea titlului de doctor în științe chimice. Vă mulțumesc pentru atenție. Стимаць коллеги, теза де доктора и лаборатора де дома Блодский есть и консакрата и валерии апортовой субстанции лартиолич в процессе ради автори парификари химика системе лоракватичи при стабилирия он лиджетец де трансформари фотохимика
але често роші сріфірує ладуміню кімії колоді чи апілор натуралі. А часто лукрарі купрінді чи чотири лі теоріті чи ще практичі з тімі лі акваті чи натуралі чи з тімі лі модел привінте лі читеці лі трансформарі фотокіміка редокс каталітика чи радикал лі компуші лор теоліч. Моніторингу параметрії гідрокіміча апілор дінбазіну риулу ністру ще інфлуєнса лора супра активітеці білоджичі алі хідробіонці лор. Те заді доктор єсті експус іншасі капітулі ді бази, конклузі, що командир фіналі, що концині два тіперцелі компоненті, фон формітаті, кочерінцелі, стабіліті фаце дітезілі ді доктор. Тема че чотири єсті екстрем ді актуали, що імпортанти пентру студієрі, що асігурарі калітеці апілор, що презінти інтерес пентру організарі моніторингу базінілор акватіча, ланівіл націонал, що регіонал, інтернаціонал. Лукрарі репрезентував систематизарія о результаті лор Ч4 лор привін трансформерілі редокс каталітичі ку партичіпарі субстанці лор теолічі ін партикулар стабілірі інфлуенції частіні супраінтенситеці прочесі лор геотоприфікарі радикалі ка системі лор акватічі. Афост ефектуат моніторингу конценуту компуші лор теолічі параметрі лор гідрокімічен корпорілі діапа дінбазіну хідрографіка флувілу ністру, що пропуси дідучеря унор корелації пентро причієря калітеці апілор прин параметру старя редокс. Частіна чи глутатіону афост утилізаті пентро фіктуарі біотестелор інскопол стабілірі інфлуенції ачестора асупра активітеції біологічі алі хідробіонцелор фототроф, ріком ще контрибуція лор ладетермінарі калітеці апілор натуралі, ще посібілітеці лі де утилізарі пентру прогнозарі або настері амедіу акватік пентру гідробіонці ще костему інтричімі. Отенці діло сібіта хост акордати студієрі прочесливу діатопріфікарі апілор натуралі, карі контрибує ларідучеря полуері ще пастрері калітеці апі чи детерминарі стерії редокс о системі лоракватичі. Єсті біні конскут катіолі сун чілі має демонатуарі ще респондіті полуанці ді провініенца атип натурали кече антропогена, то додати прочисілі ді трансформарі субстанцій лортіолі чин медіу ламбіан, ну сун студіаті інтеграл, чи не чисті континуарі чи чотири лор пентру і лучидарі механізмі лор ді дискомпунірі алор. Коскопу студієрія прочисило редокса фос селектати теолії ші меркаптані, чи апарцин класі декомпушлі натура редукатуарі, формула генерала РСАЖ, карі посіду реактивітаті налте даторіта групі теолічі. Оксидарія теолі лорпатфі ефектуат по імплікарі уну спектру ларк діоксиданс, оксиджен, пероксизі, оксизі, дінітроджен, халогені, качин презенца бактерий лор теона ачиди и теоничи. На украре презентата си пропони катиоли под индиплини роу ди антиоксиданска репартичи пен регларя биодиспонибилитеци металли лор грели пентру фачилитаря партичипери лор ин прочесили редокс каталитичи. Апариция компуши лор теоличи напили натурали ин мари партии есть провоката диполуари антропогена, карі ся тєста ще на Република Молдова, чи афос демонстратен тєза ді доктор. Президентця компуші лортіолічку пропрітецілі редукатуарі інбазінілі натуралі діапо контрибує ла редучеря конценутулу оксиданці лору натураль пероксидулу ді хідроджен чи оксидженулу, чи інфлюенсіазу консидерабілу ла редучеря капачитеці діапто перфікарі апі. Нетпункт дівдєрі теоретик афос суплініті коноштінцелі дєспрекімізму в прочесі лор геотоприфкарі ку партичпарі теолі лор. При начест факт есті конфірмати ніж статя студієрі прочесі лор редокс дєші механізмі ліді трансформарія субстанці лор теолічі ку скопу привінірі ачестор ефекті негативі. Оригіналітаті чотири лор есті базати пі апробарія абордарія інноваціонали ін аплікарі екстраполерії речитеці лор пістемі модел,
ластимили реалия, вынк репер база дедати, обценуте норма эффектуэри мониторингулы компуши лоштиолич, энапели дисупрафацин, приуада до умичин, спрезичи до узеч. Реализария объективилор пропуси, а фост эффектуати при начерчтерили трансформерилор фотохимичали частини, чи инфлуенции очисти, а супрастери редокса апилор. А фост элаборати до методи математичи, база на 5 параметрии хидрохимичи мониторизации, пентру адемонстра катиоли сунт уни дин принципали эквиваленции редукатория напили натурали. Valoarea practică a cercetărilor efectuate constă în posibilitatea de a contribui la sistemul de organizare a monitoringului apelor naturale prin facilitarea depistării poluării cu substanțele biodegradabile de natură proteică. Abordarea multidisciplinară privind proprietățile și rolul compușilor teorici în sistemele ecologice și în cele biologice a permis explicarea mecanismelor de transformare a teolilor autohtoni implicate în procesele care determină starea redox valoroasă a sistemelor acvatice. Așadar, rezultatele obținute pot fi valorificate de instituțiile specializate în domeniul chimiei ecologice și protecției mediului pentru monitoringul apelor de suprafață de pe teritoriul țării, precum și în evaluarea nivelului de poluare a obiectivului telor acvatice și prognozarea consecințelor pentru ecosistemele acvatice. Analiza calității apelor din bazinele acvatice, căilor de poluare a apelor cu compuși teolici, mecanismele de transformare a lor, ca efectele nocive ale teolilor studiate asupra proceselor naturale de autopurificare a apelor, pot fi incluse în componența cursurilor specializate în procesul de învățământ superior. Valoarea practică a rezultatelor cercetării este confirmată prin actele de implementare anexate la teza de doctor. Suport metodologic se bazează pe principiile fundamentale ale teoriei cunoașterii și dialectul materialistii, studiile fundamentale ale chimiei ecologice, chimiei fizice, chimiei analitice, chimii organice și reprezintă un aspect multidisciplinar. Acest obiectivele propuse de autor au fost realizate prin evaluarea aportului teoliilor în procesul de autopurificare chimică a sistemelor acvatice, stabilirea unor legități de transformare fotochimică a teoliilor, redox și radicale ca acestei epistemele model, efectuarea monitoringului conținutului compușilor teolici și atingerea scopului cercetării a fost realizată în baza analizei profunde a surselor bibliografice în domeniul chimiei ecologice și hidrochimiei privind descrierea clasică a compoziției chimice a apelor naturale, proprietăților ecochimice care contribuie la formarea acesteia și evidențiate procesele fotochimice de autopurificare ca cele mai posibile că de restabilire a echilibrului dintre echivalență oxidativ și reducător. În calitate de bază teoretică și științifică, pentru actuală lucrare au fost folosite rezultatele cercetărilor în domeniul chimiei ecologice și chimiei fizice, publicate în monografiile savanților cunoscuți din domeniile respective. A fost confirmat că încetinirea proceselor de autopurificare pe cale biologică și sau chimică de oxidare este provocată în rezultatul poluării antropogene. Cercetările efectuate în condiții de laborator au fost realizate prin studiul cinetic al transformărilor pe sisteme model, utilizând cinetica formală cuantificată prin metode analitice clasice, printre care se numără metoda de determinare a conținutului grupelor teolice, metoda pentru determinarea concentrațiilor ionilor de cupru și multe alte.
А фост дедуси и квадцы деве предикция механизме лор прочесил рейко кеймичи по партичипаре субстанции лор теоличи при на аппликаре модели лор математичи калкулати. Și în lucrare a fost propus și utilizate 13 metode de cercetare, două dintre care au fost adaptate la condițiile experimentului, condițiile experimentului. Teza este structurată în conformitate cu cerințele stabilite, în mod corect și logic. Succesiunea subdiviziunilor este adecvată, modul de abordare a tematicii propuse, tezele științifice și concluziile precedentului sunt corecte, fără să contravină opțiunilor generale din literatură de specialitate, fiind susținute de un discurs coerent, logic și convingător. Către autor a fost folosit un material bibliografic relevant, cuprinzând 125 surse bibliografice, dintre care circa 50% sunt publicate în ultimii 10 ani. Concluziile elaborate de autorul tezei sunt într-o directă legătură cu rezultatele obținute, sunt argumentate vizând segmentul teoretic și practic al lucrării, și sunt formulate la nivel corespunzător. Toate cele spuse demonstrează valoarea științifică, teoretică și practică, originalitatea studiului efectuat de pretendent, precum și contribuția personală în obținerea rezultatelor științifice și elaborarea recomandărilor practice. Теза де докторат пропуса де катри Дону Блоцке аре структура екилибрата, он стил шинцифик флэнт ше адекват, ше репрезинте он студию купрезентатор мультидисциплинар а прочесилор кимичи ше биокимичи, ку партичпаре теолилор ин системеле акватичи ше аре потенциал бун пентру континуаре чечетерилор ин доминиул дат, прикум ше пентру утилизаре практика результателор державу обценутие. Теза репрезентă o cercetare științifică complexă, bazată pe studii științifice proprii, care sunt reușit comparate cu datele retrospective. Apreciez că teza de doctorat corespunde nivelului exigențelor impuse pentru lucrare de acest gen. Drept urmare, susțin prezentarea. Consider că prezentarea publică a fost efectuată în mod foarte clar și corect și consider că lucrarea merită să fie atribuită calitativul excelent, iar autorul Vladislav Blonski merită conferirea titlului de doctor în științe chimice. Mulțumesc! Как известно,
которая представляет собой совокупность гидродинамических, физических, химических и биологических процессов, направленных на восстановление первоначальных свойств и состава воды. Среди химических процессов самоочищения самое большое значение имеют радикальные процессы. Природные воды с точки зрения термодинамики представляют собой систему открытого типа, в которой постоянно происходят различные окислительно-восстановительные реакции с участием окислителей, чаще всего это пероксид водорода, и веществ-восстановителей, среди которых можно выделить тиольные соединения. Оценка Владислава Поглонского вклада тиолов в процессы химического самоочищения водных систем представляется достаточно важной по своей значимости. В диссертации Владислава Поглонского четко сформулированы цель и задачи. Для достижения научной цели был решен целый ряд научных задач. В частности, были установлены закономерности фотохимических, окислительно-восстановительных и радикальных превращений цистеина на модельных системах. Был проведен мониторинг содержания тиольных соединений и других гидрохимических параметров в гидрографическом бассейне реки Днестр. Очень важной задачей является биотестирование с использованием цистеина и глютатиона для установления их влияния на биологическую активность цианобактерий, данной работы в частности спирулины. Структура работы, состоящая из введения в 5 глав, представляется логичной, обеспечивая решение поставленных автором задач. Диссертантов привлечен большой список отечественных и зарубежных источников, большая часть из которых – это работы за последние 10 лет. В первой главе работы представлен теоретический обзор источников из области экологической химии и гидрохимии, включающий описание химического состава природных вод и экохимических факторов, способствующих его формированию. Особое внимание уделено описанию процесса самоочищения. В второй главе описаны методы и материалы, используемые для достижения цели работы. Некоторые из методов исследования были адаптированы под данную работу. Для таких методов указаны все этапы их изменения и или дополнения. В частности, речь идет о методах определения содержания тиольных групп и ингибирующей способности природных вод. Третья глава включает экспериментальные результаты, полученные при моделировании фотохимических превращений цистеина. Система моделирования с учетом особенностей химического состава вод, используя пероксид водорода в качестве фотоинициатора и аминокислоты в качестве фотосенсибилизаторов. Количественное определение прямого индуцированного и сенсибилизированного фотолиза цистеина проводились с использованием аппарата фармакокинетики. Оценка эффективности фотохимических процессов проводилась с использованием конкретных параметров процесса фотолиза. В четвертой главе представлены экспериментальные данные для каталитических, окислительно-восстановительных и радикальных процессов, полученные в лабораторных условиях. Установлено влияние цистеина на два типа процессов химического очищения. Пятая глава содержит данные, полученные в период с 2015 по 2019 годы по содержанию тиольных соединений в некоторых водных объектах Республики Молдова. Помимо содержания тиола, в указанный период времени измерялись и другие экохимические параметры, что позволило создать базу данных и установить закономерности между определяемыми параметрами. Были оценены сезонные и многолетние изменения редокс состояния изучаемых водных объектов. Диссертационное исследование Владислава Блонски решает важную научную задачу, имеющую большое значение для экологической химии. Владиславом Блонски были получены следующие научные результаты, обладающие научной новизной. Фотохимические превращения тиолов на примере цистеина показали, что они подвергаются всем типам фотолиза, скорость фотолиза прямо пропорциональна их содержанию в системе. Было показано, что ионы двухвалентной меди являются более активными катализаторами процесса окисления цистеина по сравнению с ионами трехвалентного железа. Было установлено, что в присутствии гуминовых кислот имеет место сенсибилизированный фотолиз. Однако в присутствии пероксида водорода, ионов меди и железа, они ведут себя как восстановители. Таким образом, в сложных модельных системах скорость окисления снижается, что указано двойственный характер гуминовых кислот. Была определена концентрация тиольных соединений, а также других экохимических параметров, которые характеризуют редокс состояния вод в 5 водоемах, входящих в состав бассейна реки Днестр. Сезонные изменения содержания тиольных соединений наблюдались только в реке Днестр. Было установлено, что в природных водах имеет место целый ряд процессов самоочищения, таких как ионно-молекулярное, радикальное, фотохимическое и биологическое самоочищение. Были определены предельно допустимые концентрации тиолов для организма биотестов, в частности в этой работе для цианобактерий.
А применение математических моделей позволило вывести уравнения, позволяющие вычислить содержание тиола в водных объектах. Результаты, полученные в работе, имеют как фундаментальное, так и прикладное значение для экологической химии. Они позволяют оценить влияние тиольных соединений на процессы химического самоочищения и могут быть использованы для мониторинга поверхностных вод, а также при оценке уровня загрязнения водных объектов и прогнозировании последствий загрязнения для водных экосистем. Проведенные автором эксперименты соответствуют целям работы, применяемые методы адекватны и достоверность получаемых результатов не вызывает сомнений. Результаты и выводы работы, которые представлены в работе, имеют большое теоретическое и практическое значение. По теме диссертационной работы автором опубликовано 15 научных работ. Основные положения данных публикаций соответствуют научным результатам и общим выводам диссертационного исследования и автореферата. Автореферат сжато и полно отражает содержание диссертационного исследования и соответствует требованиям, предъявляемым к таким видам научно-исследовательских работ. Следует отметить, что Владислав Гонский прекрасно представил свою работу на предзащите и учел все замечания экспертов, которые работу оценивали. На основании всего вышесказанного считаю, что по количеству проведенных экспериментов и опубликованных работ, их качеству и новизне, а также теоретической и практической ценности полученных результатов, диссертационная работа Блонский Владислава «Фотохимические превращения некоторых тиольных веществ в участие в процессах химического самоочищения природных вод» удовлетворяет всем требованиям докторской школы, а ее автор Владислав Блонский, безусловно, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата химических наук по специальности 145.02 экологической химии на воде. Молцумеск. Ши квалификативу? Эксчелент. Молцумим. Молцумим молт. Домну Блонский, дака вес чева де даугат, де распунс? Referenților oficiali. Mulțumim mult, doamna Zinkovski. Deci vreau să vă răspund la cele neclarități. În primul rând, sunt o serie de concursuri bolici care se găsesc în compoziția autor. Deci, de către mine, în studiu, au fost selectați cei nou doctori, adică doar cei concursi biologici care se formează în mijlocul procesele biochimice și metabolice în interiorul bazinului acvatice. Dat fiind că aceștia sunt clasificați de cele două surse după proveniență, sigur că sunt știbolii autoctoni, adică sunt acei concursi biologici care generesc o dată sau un rezultat la infecții antropice. Ca să dau câteva exemple, deci din cei autoctoni, încă o dată reiterez cisteina, glutationul, din cei autoctoni sunt acidul tioglicolic, tiourie, deci utilizați în diferite industrii. După care, deci, pe lângă procesele chimice și în special cele fotochimice, redox-catalitice și radicalice, precum și procesele biochimice, sigur, cred că capacitatea de autopurificare poate fi realizată și prin procese fizice cu transport de masă. Deci nu le-am indicat, deoarece în rezultatul acestor procese, de obicei, substanțele nu suferă transformări chimice. De aceea le-am omis, le-am lăsat într-o parte și am axat doar cele chimice. Asta am putut să dau. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Așa, deci anunțăm sesiunea. Anunțăm sesiunea de dezbateri științifice și discuții. Cu privire asupra noutății. Nu cred că cineva o să... Noi suntem aici numai comisie de doctorat. Dacă cineva din participanți dorește să se expună, cei online, nu văd pe nimeni.
Deci înseamnă că referințe oficiale s-au expus. Acum o să trecem la expunerea celorlalți membri ai comisiei de doctorat. Dacă cineva încă vrea să includă, o să ne dea de știre. Deci, este oferă cuvântul membrul comisiei de doctorat, doamna Gladki Viorica, doctor în chimie, conferențiar universitar, Universitatea de State Moldova, conducător de doctorat. Стимати мене наші жителі, стимати мене наші жителі, стимати аудієнці офлайн чи онлайн. Астаси систем ла сцінере унії лукрей, ла карі сам інчит 5 ані, деоречі докторанту ла інчипут черчетерілі салі на чест доміню нинка фіїнт ла студії мастерація, ініціали на чест доміню ша конфірмат прин студію мультидисциплінар ші диверс а проблемі партичіпері унур субстанцій ку проприєтець редукатуаре ін процесі де аутопурифікаре а медіоле акватик аксиндусі анумі процесі фотокімчі. Pe de o parte, aceste procese nu sunt cele mai răspândite, deoarece se desfășoară numai în stratul superficial al apelor, în prezența irradierii solare. Pe de altă parte, anume această sursă de irradiere face foarte importante astfel de procese, deoarece se cunoaște că și hidrobionții, în mare parte, aleg anume această parte a bazinului acvatic, și de ce desfășurarea acestor procese chimice foarte mult influențează starea biologică a obiectelor acvatice și a apelor cu suprafață. Eu nu aș vrea în detalii să mă refer la valoarea științifică și fundamentală și aplicativă a lucrării, deoarece colegii mei s-au expus foarte detaliat în acest domeniu. Eu aș vrea să trag atenție, vă rog, asistență la unele lucruri mai mult tehnice și aș aprecia, în primul rând, consistența cercetărilor și diversificarea acestora, incluzind și utilizarea cinetice formale, incluzind și aplicarea rezultatelor cu folosirea parametrilor cinetice tradiționale în diversificarea în cadrul obiectelor acvatice studiate, utilizarea foarte eficientă a valorilor constantelor de transformare în fotochimică a poluanților și a fiurilor studiați și utilizarea în prognozare a stabilității ale acestor substanțe a timpului de înjumătățire. La fel, aceste rezultate pot fi foarte cu mare succes aplicate de mai multe structuri care țin cont de valoarea biologică a sistemelor acvatice, inclusiv în piscicultură, în utilizarea helișteilor la creșterea peștilor, la diversificarea biomasei în diferite obiecte acvatice și așa mai departe. În afară de aceasta, eu aș menționa că parcursul studiilor sale, doctorandul a manifestat o gândire critică și un nivel înalt de analiza rezultatelor obținute, ceea ce a fost concentrat în cele mai mult de 10 lucrări științifice publicate, care au însumat o mare parte de material factologic studiat în teză. La fel, aș vrea să menționez că dintre lucrările publicate se numără cele expuse în reviste de prestigiu, de specialitate, în reviste în alte țări, inclusiv Statele Unite Americii și Rusia. Eu cred că e un mare compliment al lucrului doctorandului că, în calitate de coautori, au fost așa specialiștii luștri în domeniu, cum este domnul academician Gheorghe Duca,
Каїсь по натуру в школі хімії колодячі і гусів, що хімії колоча, а білор ще домну професор Сергій Травін, карі арі обаст експеріенце настріл дві черчете. În afară de aceasta, eu aș vrea să trag atenție domnilor voastre la îmbinarea calităților de cercetător cu calități pronunțate de începător cadru didactic, deoarece în afară de activitate de cercetare, doctorandul pe parcursul anilor de studii a desfășurat și desfășoară și activitate calitate de cadru didactic, fiind angajat în calitate de asistent universitar la Departament Chimie Industrială și Ecologică, care foarte activ și efectiv se implică în elucidarea unor altor momente și nu numai în domeniul chimiei ecologice, dar și alte momente în discipline care corelează cu studiul în chimie ecologică. Aș vrea să fac complimentul doctorandului că în afară de aceasta, deci exercit și funcția de responsabil de materiale la departament și grație activității sale de organizare a cadrelor auxiliare, se menține un nivel foarte înalt în ceea ce se referă la depozitare și utilizare rațională a reagenților chimice, unsistiilor și echipamentului utilizat la departament. La afară de aceasta, eu aș vrea să atrag atenție, stimată audiență, la faptul că toate acestea sunt îmbinate și de o activitate extracurriculară prodigioasă, care s-a soldat în ultimii 2 ani cu căsătorie și nașterea unui Ștefănuț, care eu cred că inspiră la realizări frumoase și oferă posibilități și energie suplimentară pentru a realiza rezultatele cercetărilor sale. Însumând cele expuse și multe altele care nu am expus, lăsând și colegilor pentru discursuri, consider că toate acestea infirmă încă o dată că lucrarea corespunde tuturor rigorilor. Ea a fost muncită și a fost creată cu mare dragoste și grijă. Rezultatele teoretice sunt implementate în practică, în conformitate cu acte de implementare. Autorul și-a expus poziția ce este reflectată în teză în mai multe lucrări științifice și, ca urmare, lucrarea merită să fie apreciată ca fiind conținut excelent, iar autorul acesteia merită pe deplin să-i fie conferit titlul de doctor în științe chimice. Mulțumesc! Mulțumim mult! Mulțumim mult, doamna Iurica. Deci, următorul membru a comisiei de doctorat, domnul academician Gheorghe Duca, doctor calitate în chimie, profesor universitar, Institutul de Chimie, conducător de doctorat. Eu, mulțumesc, doamna președinte. Eu n-o să repet ceea ce a vorbit doamna decan sau doamna conferențiar doctor, care este conducătorul științei Babel, domnul Blonski. De ce? Pentru că să nu timpul să-l mai economisem, că noi avem nevoie. Dar și nu vreau să-l mai laud, pentru că am luat data trecută și am observat ceva cum ați mai laud, pentru că am observat unul. Cât mai mult lauz, cu atât mai puțin se apreciază de unde vine chestia aceasta și de ce, cum s-a făcut chestia aceasta și de ce eu am putut să fiu mai modest în laudație. Dar nici nu critic, pentru că, în general, Vlad nu merită critică, pentru că el a făcut mult lucru și aici eu sunt de acord cu doamna doctor Vlad. Eu vreau să menționez nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar vreau să menționez astăzi un caz unical. Nu știu dacă mai sunt așa cazuri, sau vor mai fi așa cazuri, sau au fost așa cazuri
pentru susține teza în Republica Moldova. Elevul nostru, Vlad Blonski, este susținut de comisie care toți sunt elevii mei. Și asta este, știi, o chestiune foarte bună, să că noi nu degeaba am lucrat. Deci noi am creat persoane, am creat specialiști care acum sunt gata să se consolideze și să examineze lucrările tinerilor, formând de noi generații și pentru aceasta eu vreau să vă mulțumesc foarte mult. Sigur că există această problemă legată deci, de o publicație pe site care mi-a spus doamna decan, dar eu vreau să vă spun următoarele. Eu, de exemplu, în calificativ îi pun excelent la publicație și vă spun explic de ce. De ce? Pentru că noi am expediat mai mult de jumătate de ani în urmă în cinetica și cataliză care are Web of Science și are factorul de impact 0 și 62, dar ea încă nu a fost publicată. Așa că nu putem să spunem că aici domnul deci doctorand Vlad Blonski că nu a încercat. A încercat. Și încercarea care a fost făcută cu American Journal of Physical Chemistry a fost un fel de nenoroc. Deci noi când ne-am uitat, el avea factor de impact 632. Și când am trimis lucrarea, chinezii au cumpărat această revistă. Ei, de obicei, în ultima vreme, cumpără foarte multe reviste din Europa și mai ales din America. Peste 50 de publicații prestigioase în Statele Unite Americii sunt cumpărate de către chinezi. Dar situația este următoare. Dacă cineva a cumpărat jurnalul, atunci înseamnă că Thomson îi dă o posibilitate. Și a fost scris foarte clar că suntem voi, suntem în așteptarea aprecierii și faptul din impact. De aceea, aici nu poartă eu nicio vină și eu vreau să spun că eu am făcut totul și noi n-am mai avut până acum în revista Ecologică Chimie din Rusia, este o revistă foarte prestigioasă pentru specialitatea noastră de chimie ecologică și iată, el este unul din unicul care așa o are așa o publicație. De aceea, eu mă opresc numai la calificativ. Vreau să spun pe toate 7 puncte, eu am pus excelent, inclusiv am explicat de ce am pus la punctul de publicație. Deși în regulament sigur că se cere în Web of Science, dar eu îți răspund. S-au făcut încercări, s-au publicat în reviste foarte prestigioase și eu cred că eu și la această poziție merge pe calificativul excelent. Și sigur că concluzia care am pus-o și la ședința departamentului, el, Vlad Blonski, deci este unul din cei, încă mai sunt vreo doi care vin de la, doi, trei de care vin de la, de la departament pentru susținere, care au lucrat, au crescut, au devenit cercetători care noi îi recunoaștem și îi recunosc și alți cercetători din Republică și din lume și merită, a ajuns la un nivel de cunoaștere care concluzia este la ora, merită să fie conferit titlul de doctor în știință. El este un bun specialist printr-o catedră, atât în domeniul didactic, cât și în domeniul de cercetare. Nu în zadar, am văzut în altul referat, unde este scris că el vine pe lucrarea poste efectuate atât la departament, cât la centru, pe laboratorul de chimie ecologică și tehnologie de chimice. De ce eu mă adresez către toți membrii comisiei să voteze pentru conferirea Vlad Blonski de tip de doctor în știință chimice și specialitatea chimie ecologică a APE. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnul Cătrician! Mulțumim mult, domnul Cădricea. Așa cum a efectul dintr-o doamnei Bunduchi Elena, doctor în științe chimice, conferențiar, universitar, plus singur.
Стиматься не Андреева. Это я себе балуваю. Опять за доктора. Мацова Левчика онлайн. Карибарбаца онлайн. Индрагверк Маримархат. Индрагверк Сангема Сала Чейка. Рамбапук. Пачка школа Дикмия Кулочика. Респектив в тезе лаборатор де Владислав Донский. Se încadrează în preocuparea științifică de bază acestei școli, care ține de fundamentare teoretică a proceselor de autocurificare a sistemelor acvatice naturale și confirmarea acestora pe sisteme deci de apă naturale. Despre capacitățile intelectuale și de muncă ale lui Vlad Blonski putem deduce chiar din faptul că dânsul și-a formulat trei ipoteze. De obicei, când se pornește o lucrare de cercetare, cumva pornim de la o singură ipoteză. În lucrarea dânsului sunt enunțate trei ipoteze, le-a expus chiar și astăzi în cadrul evaluării, expunerii în comisia de doctorat. Și, drept urmare, ca să confirme aceste trei ipoteze, a fost nevoie de un volum extrem de mare de date experimentale pe care le-a obținut realizând experimente de laborator cu referire la transformările fotochimice, directe, induse și fotosensibilizate, redox catalitice și redox radicalice. A efectuat un număr mare de măsurări pe obiecte acvatice, așa și cum a remarcat și domnul Gâlpe de la Agenția de Mediu, a menționat și dânsul că 5 obiecte acvatice au fost deci datele practici care au fost obținute, au fost obținute prin măsurări pe 5 obiecte acvatice, pe o durată de ani destul de lungă, având în vedere 5 ani. O noutate care am văzut-o în teza lui Vlad Blonski este faptul că pe lângă prelucrarea statistică obișnuită pe care mulți din noi o folosim atunci când vrem să argumentăm anumite relații, dacă există sau nu legătură dintre anumiți parametri, deci dânsul, pe lângă acest tradițional coeficient Pearson și ecuații matematice, a venit și cu un alt instrument statistic, cum este rețeaua neuronală, deci până în prezent, cel puțin în lucrările susținute până în prezent, asemenea instrument statistic n-a fost prezent și a demonstrat că poate fi folosită pentru predicția conținutului de tioli atunci când sunt cunoscute date cu referire la unii parametri hidrochimice, un fapt foarte important, având în vedere că parametrii hidrochimici sau metodele de determinare acestora sunt mai ușor de realizat, dar pe când conținutul tiolilor solicită metode mult mai complexe ca metodologie. O altă noutate absolută a cercetării realizate de Vlad Blonski, care la fel o regăsim, chiar și mă refer la lucrările efectuate de doctoranzii care au realizat cercetări similare, se referă la includerea testelor de toxicitate. Deci și prin aceste teste de toxicitate eu l-am felicitat și am spus că dacă până acum făceam cumva trimitere la publicații ale altor autori cu referire la acea concentrație minimă admisibilă pentru cisteină, atunci lucrul acesta, de astăzi înainte, putem face trimitere către valoarea care a stabilit-o dânsul în cadrul cercetărilor. A fost remarcat de mai mult și de recenzenți și de cei care au prezentat avizul, tehnicile experimentale însușite de dânsul și de conducătorii de doctorat remarcă, într-adevăr, nu știu iarăși dacă găsim teze de doctor, unde ar fi reflectate 13 tehnici experimentale. Asta demonstrează, într-adevăr, la faptul că are o capacitate de muncă și o gândire critică foarte bună. Și un lucru care îi poate fi atribuit pe deplin este respectarea, pentru că este și un criteriu în cele 7 în baza căruia evaluăm teza, cu referire la respectarea eticii și deontologiei profesionale. Deci, într-adevăr, calificativul este excelent, dar dacă ar fi fost și calificativ mai bun, la sigur că ar putea să fie și mai bun decât excelent, având în vedere atitudinea dânsului. Respectiv, îl felicit pe Vlad pentru ceea ce a realizat.
și susțin acordarea titlului de doctor și pentru cele realizate, am spus că calificativul este excelent. Documentele normative ne împiedică să oferim, dar pentru cele realizate, acesta este calificativul. Mulțumesc! Mulțumim mult! Da, voi și mie. Stimate domnule președinte, mulți stimați membri ai Comisiei de Doctorat și mulți stimată audiență. Deci astăzi am asistat la susținerea unei teze de doctorat elaborate de domnul Blonski. Aș vrea să zic că suntem aici martori, să vedem cum are loc o continuitate de la licență, la masterat și la doctorat. Deci, fără a-și lua ani de grație, domnul Blonski a reușit, iată, în a treia etapă studiul de doctorat, ca să realizeze o teză, deci se realizeze o teză foarte bine, deci gândită, cu un experiment foarte bine planificat și în cazul acesta, deci am asistat anume la o susținere excelentă. Deci dacă ne referim la analiza actualității temei, deci înseamnă că putem spune că tema aleasă de domnul Vlad Blonski este o temă destul de actuală, fiindcă există un interes în estimarea stării ecologice a apelor naturale și studiul proceselor de autopurificare a apelor de suprafață. Deci tendințele cercetărilor actuale anume sunt îndreptate spre aceste probleme. Probleme de autopurificare și probleme de determinare a stării ecologice. Deci, reieșind din planificarea care și-a făcut-o domnul Blonski, el și-a luat un scop foarte bine determinat. Deci, în acest context, vreau să zic că obiectivul principal a fost evaluarea aportului substanțelor tiolice în procesele de autopurificare chimică a sistemelor acvatice prin stabilirea unor legități de transformare fotochimică ale acestora. Noutatea și originalitatea lucrării. Deci teza care a fost elaborată de doctorandul Vlad Blonski conține elemente de inovare. Și noutatea și originalitatea este determinată anume de studiul transformărilor fotochimice ale cisteinei și influența acesteia asupra stării redox a apelor naturale. În continuare despre suportul metodologic. Deci doctorantul a utilizat un șir de metode clasice care pot fi utilizate atât pe sisteme reale, cât și pe sisteme model. Și în afară de aceasta, el a modificat, a optimizat două metode. Deci aici ne referim la optimizarea determinării concentrației grupelor răzcași prin metoda Elman și a doua metodă care a fost optimizată a fost determinarea capacității de inhibiție și a concentrației radicalilor OH. Dacă ne referim la ținuta lingvistică și tehnica lucrării și tehnica lucrării conform cerințelor ghidului, trebuie să spunem că teza a fost elaborată și expusă foarte clar, s-au respectat toate cerințele, a fost expusă coerent
figurile, tabelele au fost destul de clar ilustrate în teză. Citarea surselor bibliografice, la fel, este corectă conform ghidului. Structura tezei, de asemenea, este în corespundere cu cerințele expuse în ghid. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Aici vreau să menționez că, anume din raportul de similitudini, s-a constatat preluări foarte minore. Deci lungimea frazelor pentru coeficientul CS1 este 3,73%, pentru CS2 0,3% și CIT 0,3% și 0,4%. Deci este, încă o dată putem spune că preluările din raportul de similitudini, adică putem menționa că ele sunt destul de minore. Calitatea susținerii, astăzi am asistat la o susținere excelentă, unde a fost prezentată foarte clar și consecutiv, deci teza, răspunsurile la întrebări au fost foarte, deci bine, deci prezentate. Cu privire la publicații, aici aș menționa că fără a-și lua ani de grație, doctorandul Vlad Blonski a reușit să editeze foarte multe articole și teze. Deci are în total 15 lucrări, dintre care 3 articole în reviste internaționale recenzate, 5 articole în culegeri și 7 teze la conferințe naționale și internaționale. Și trebuie să menționez că are și 3 publicații de unul singur. Așa? A participat la expoziții internaționale și naționale și a obținut un șir de medalii, și de aur, și de argint, și de bronz diferite. Deci, în concluzie, trebuie să menționez următoarele. Doctorandul Blonski Vlad aduce importante contribuții științifice în domeniul chimiei ecologice. Teza este structurată în mod logic, începând cu introducerea ce descrie repedele principale ale lucrării. Textul este clar, după fiecare capitol sunt prezentate concluzii. Deci se distinge caracterul sistematic, bine organizat, al programului de cercetare și experimentare. Și el a pornit de la simplu la compus. Deci a avut o integrare logică și rezultatele au fost prezentate sub formă clară. Trebuie să menționăm că teza elaborată de domnul Blonski are importanță atât teoretică, cât și practică, cât și aplicativă. Deci referințele bibliografice se referă la tema tezei și ele includ atât lucrări clasice, cât și lucrări moderne în domeniul de cercetare. Obiectivele și scopurile lucrării au fost atinse complet. Concluziile care au fost expuse în teză și recomandările sunt bazate pe rezultatele cercetărilor care au fost realizate în teză. Deci trebuie încă o dată să menționăm că doctorandul Vlad Blonski a demonstrat cunoștințe temeinice și nu numai în domeniul chimiei ecologice, dar și în domeniul chimiei fizice, cineticii și catalizei. Și nu în ultimul rând, el cunoaște metodele de analiză și poate foarte, deci, corect să caracterizeze rezultatele obținute. Având în vedere cele expuse, apreciez teza de doctorat
elaborată de doctorantul Blonski Vlad ca o lucrare valoroasă atât din punct de vedere teoretic cât și aplicativ. Teza corespunde cerințelor înaintate și formulate de Ana Cech, iar autorul merită conferirea titlului științific de doctor în științe chimice la specialitatea chimie ecologică a apei cu calificativul excelent. Mulțumim! Așa și mergem mai departe. Deci acum noi trebuie să prezentăm rezoluția și oferim cuvântul doamnei Bunduchi, Elena, doctor în chimie, secretar științific. Stimată audiență, dau citire conținutului rezoluției de evaluare tezii de doctorat și atribuire a calificativului din data de 28 decembrie 2021. Comisia de doctorat, aprobată prin decizia Consiliului Științific al Universității de Stat Moldova, instituită cu dreptul de a organiza susținerea publică a tezii de doctorat în științe chimice, elaborată de către studentul doctorant Blonski Vladislav, articolul Transformările fotochimice ale unor substanțe teolice și participarea acestora în procese de autoprodicare chimică apelor naturale, elaborată de Blonski Vladislav la specialitate 145.02 chimie ecologică a apei, în data de 28 decembrie 2021, a concluzionat următoarele. 1. Teza de doctorat, elaborată de studentul doctorant, este o lucrare completă, cu rezultate științifice fundamentale și aplicative bine justificate, care abordează o tematică științifico-practică de actualitate și importanță semnificativă în domeniul chimiei ecologice. Teza de doctorat a domnului Blonski este consacrată evaluării aportului substanțelor teolice în procesele de autoprodicare chimică a sistemelor acvatice prin stabilirea unor legități de transformare fotochimică a acestor. Lucrarea se evidențiază prin originalitatea subiectului, problema științifică soluționată și valoarea științifică. 2. Teza de doctorat a fost elaborată în cadrul Departamentului Chimie Industrială și Ecologică, Laboratorului de Cercetări Științifice Chimie Ecologică și Tehnologii Chimice Moderne și în cadrul Școlii Doctorale Științe Biologice, Genomice, Chimice și Tehnologice al Universității de Stat din Moldova. Cercetările realizate în cadrul tezii de doctorat au fost efectuate în cadrul proiectelor naționale, elaborarea procedeilor de evaluare apelor reziduale de poluanți greu biodegradabili și compoziția autoprodicare chimică, posibilități de valorificare apelor din bazinul Dnistrului de jos, mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu. 3. Rezultatele obținute, ideile, concluziile și recomandările științifice expuse în conținutul lucrării au fost prezentate și discutate în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale și publicate în reviste științifice naționale și internaționale. Rezumatul tezii în română și engleză conține perele conceptuale ale cercetării, principalele idei, concluzii și recomandări practice ale lucrării, aportul autorului în realizarea investigației, noutatea științifică și importanța practică a rezultatelor obținute. În procesul de evaluare a tezei de doctorat, fiecare membru al comisiei de doctorat a atribuit propriul calificativ pentru fiecare criteriu stabilit, iar în rezultatul calculului pentru fiecare criteriu s-a obținut media și calificativul general al tezei de doctorat, după cum urmează. Criteriul 1. Noutatea și originalitatea lucrării. Nivelul de realizare. Problema de cercetare, scopul și obiectivele sunt originale, cu idei inovative, este explorat o tematică cu deschidere multidisciplinară, incluzând idei inovative. Drept urmare, calificativul acordat este excelent, având în vedere media punctajului 4. Criteriul 2. Suportul metodologic al lucrării. Nivelul de realizare. Scopul lucrării este clar definit, obiectivele cercetării au asigurat realizarea completă a scopului enunțat. Cadrul de cercetare indică o gândire creativă, descrierea și argumentarea metodelor, procedurilor, tehnicilor utilizate este adecvată, problemele de cercetare sunt foarte bine argumentate și conectate logic la cadrul teoretic. Ca urmare, calificativul acordat este excelent, punctajul
Deci un caz un mediu capital, educativ excelent. Criteriul 3. Relevanța științifică a rezultatelor. Toate rezultatele sunt relevante și sunt descrise foarte clar și foarte concis. Concluziile sunt relevante și se bazează pe rezultatele obținute de autor. Rezultatele oferă răspunsuri complexe în problemele de cercetare. Cercetarea are contribuții teoretice și empirice relevante, atât la scară națională cât și internațională. În cazul mediu 4, calificativul excelent. Criteriul 4. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Cercetarea este expusă clar, coerent și convingător. Este ușor de înțeles textul, are corectitudine lexicală, sintactică, ortografică și de punctuație. Sunt aplicate corect standardele bibliografice, tabelele și figurile sunt relevante. În cazul mediu 4, excelent. Criteriul 5. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Principiile eticii și ale deontologiei sunt respectate totalmente. Toate frazele și ideile preluate de la alți autori sunt indicate riguros. Este evidențiat distinct aportul autorului și lipsesc orice suspiciuni de fraude științifice. În cazul mediu 4, calificativul excelent. Criteriul 6. Calitatea susținerii publice. Informația prezentată de autor este completă, a fost expusă logic, inteligibil, o foarte bună planificare a timpului pentru expunere, calitatea excelentă a slide-urilor. Răspunsurile au fost relevante și care necesită capacități de gândire critică. Punctajul mediu 4, calificativul excelent. Criteriul 7. Publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice. Publicarea rezultatelor în 7 articole în reviste și colegii din Republica Moldova și peste hotare, dintre care 3 în ediții științifice incluse în cele mai importante baze de date internaționale, participarea cu postele și comunicări la peste 7 conferințe științifice, dintre care 2 internaționale. Deci este criteriul care cumva a trezit și dezbatere, dar fiecare dintre membrii comisiei a venit și a justificat și consideră că și pentru acest criteriu, având în vedere și lucrările depuse în perspectivă de a fi editate, nu lucrările care sunt incluse în bazele de date solicitate de autoritatea națională, deci calificativul și pentru acest criteriu este excelent. Ținând cont de cele comentate mai sus, Comisia de Doctorat a hotărât atribui tezei de doctorat în științe chimice cu tema transformării fotochimice ale unor substanțe teolice și participarea acestora în procese de autopurificare chimică a apelor naturale elaborate de domnul Vladislav Blonski, calificativul excelent. A propune de a acorda domnului Vladislav Blonski titlul de doctor în științe chimice la specialitate 145.02 chimie ecologică A. Da, eu pot să întreb aici o întrebare. Noi, la comisie de experți a începutului, de obicei cei mai buni lucrări, toate în lucrările noastre. Cele mai buni lucrări de recomandare pentru mențiuni speciale a cercului. Nu se începe din la comisie, este aceasta. Numai comisia de experți poate să se expună. Care e practică de acolo? Da, da. Acolo va fi comisie. Comisie care... Acolo se propune, da? De comisie se propune către... Teze de excelență. Da, pentru cei mai buni lucrări le menționează. Au mențiuni speciale de ce am văzut. Și eu cred că pur și simplu și pentru noi, și pentru facultate, și pentru departament, este foarte important. Întrebările o care le poate dăm. Așa. Deci, acum noi trebuie să trecem la votarea secretă și pentru asta trebuie să ne conectăm cu cei care sunt online. Dar acum, anunț. Deci, anunț rezultatele
лотереї і реалізації кандидатів комісії для докторанта. Конектат сунету, сунету, конектат сорок. Pentru a aprobarea propunerii de a conferi titlul de doctor în științe chimice, domnul Blonski Vladislav, comisia de doctorat în componență de 7 membri, din numărul total de 7, au votat în felul următor. Pro 7, respectiv contra și abțineri 0. Prezentă rezoluție, deci rezultatele votării sunt parte a rezoluției, respectiv prezentă rezoluție se înaintează spre validare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în educație și cercetare. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Duluchi! Și acum oferim... Acum, o clipă. Deci acum oferim cuvântul pretendentului, cuvântul de închidere. Стимата аудиенция, стимати мембри комиссии для докторат, вы мутсмеск пентру активитатя дуневастя, пентру ефорту дуневастя, пекаре лац депус, пентру формаря мя ка тенер специалист ин домени. Сунт не спус де букурос феричит, ка мажу славу астрил, славу отряпта май сус ин карьера шин домени шкинтифик респектив. Deci vă mulțumesc încă o dată din suflet. Mulțumesc! Și mulțumește și copilașului Ștefan, el a fost în Ștefan. Da, mulțumit. Care te-a arătat să fii mai mult la universitate decât la acasă. Tocmai un an ușor, da. Felicitări și succese continuare, la mai mult și la mai mare. Mulțumim! Deci astfel noi am epuizat ședința noastră și declarăm ședința închisă. Mai repet încă o dată. Deci, din numele Comisiei de Doctorat, primești cele mai frumoase felicitări cu această ocazie. Îți dorim mult succes în continuare, atât pe dărâmul științific, cât și pe dărâmul pedagogic, care tu profesezi cu drag și cu dragoste. Deci, acestea fiind spuse, ședința noastră a luat sfârșit.